Acești copii locuiesc într-un orfelinat. Sunt atât de asemănători și în același timp atât de diferiți. Și aceștia sunt Rachel și Johnny. Căutați o fiică? Sau două? Sunt atât de drăguțe! Wow! Au decis să adopte ambele fete! Va fi dublu necaz! 10 ani mai târziu. Ce outfit super! Este Sue, de altfel. Este o studentă excelentă și un fan BTS. Și această frumusețe care poartă o pijama se numește Vivi. Îi place Blackpink și nu-i plac regulile. Patul ei este și dulapul ei. Grozav! Se potrivește! Da, sunt gemene, dar sunt atât de diferite. Oh, un test de matematică! Dar cum înțelegea cu este lucrarea? Tatăl e confuz. Siu! Eu! Ce? Există o idee. Doar unul deștept poate rezolva această problemă. Johnny, știi răspunsul? Unu, doi, trei, șase. Ce crezi? Cât este? Comentează mai jos. Eșec la matematică. Testul s-a terminat. Sunt multe amintiri în această valiză. E a mea! Familie. Fetele au împărțit totul încă de când erau copii. Ups! Ce? Vestea grozavă! Geminii vor merge la facultate! Ce se întâmplă cu fața, Vivi? Această uniformă este perfectă pentru Sue! Wow! Ce? Cineva va trebui să cedeze! Așa e mult mai bine! Oh, Johnny e din nou confuz! Eu sunt Sue! Și eu sunt Vivi! Atunci când am aflat? Și dacă am face asta? Numai Sue poate reacționa la BTS astfel! Al tău! Ok, m-ai convins! Ne vedem! Prima zi de colegiu a surorilor. Au decis să înceapă cu decorarea dulapului lor. BTS sunt atât de cool! Acestea aici și acestea aici. Oh, este un muzeu de fani Blackpink! Oh, și acesta este Jamie, crush-ul tuturor de la colegiu. Salut! Sue s-a topit ca înghețata. Este șocată! Wow, acest tip frumos a venit pregătit! Și Vivi l-a surprins și mai mult. Hei, ești bine? Salut, sunt Jamie! Uitați-vă la acest buchet! Pleacă! Salut din nou! Eu credeam că... Eșec dublu! În sfârșit sunt acasă! Mi-a plăcut mult să învăț! Stai, vorbești serios? Ele joacă ghicește cuvântul! Pe cine arată Sue?
Se pare că toată lumea a ghicit corect. Dar tatăl nu a ghicit. Da, da! Știi tu! Drăguț! Să înceapă spectacolul! De ce e camera atât de dezordonată? Când te oprești? Audiența este confuză. Nu aceea! Mami! Asta e mami! Bingo! Și nu arată deloc ca mine. Să trecem mai departe. Gemenii au parte de o zi proastă pentru că părul lor e așa de încălcit. Mama a chemat de urgență un coafor. O să doară. Wow, perfect! Uite acolo, ce zici de noua noastră pictură? Sunt ca niște raze de soare. Ce schimbare rapidă de model! Dar un profesionist nu se teme de dificultăți. Mama adoră asta! 100, 200... Doar și-a imaginat! Siu are o întâlnire cu Jamie. Bună! Arăți grozav! Merci! Și e foarte flămândă. Crashul i-a adus gustări. Ce sandwich! News! Nu! Siu nu împarte mâncarea! E foarte lacomă. Oh, ce-i aia? E timpul să înlocuim jucătorul principal. Sunt foarte flămândă. Poți să comanzi ceva? E bine, ok, ce poftă. Cât mai poate mânca? Gustos! Mulțumesc pentru masa bună! Hei, așteaptă un minut, doar un minut! Încă o soră geamănă! Ei bine, prietene, e timpul să plătim nota! Nu există loc unde să fugi! OMG, este atât de zgomotos! Bună dimineața, Siu! Va fi o zi minunată! Este timpul să te ridici și să te pregătești! Grozav, ce frumos! Dar ce e cu sora ta? Hei, Vivi, trezește-te! Urmează o altă zi palpitantă la colegiu! Ce se întâmplă cu tine? Ieși din pat! Convingerea nu a funcționat! Vivi, trezește-te! Un concert cu muzică live! Un concert pentru o soră geamănă răsfățată continuă! Siu se străduiește atât de mult! Oh, l-au trezit și pe tata! Nu o pot scoate din pat! Lasă-mă pe mine, mă ocup eu de asta! Grozav, atunci pa! Vivi, trezește-te! E timpul să mergem la colegiu! Oh, nimic nu funcționează! Ups, tata a dormit și el. Dar soroitul lui a funcționat mai bine decât orice ceas de alarmă. Vivi merge în cele din urmă la școală. Vivi, ai pierdut toate orele! Mi-e rușine pentru tine! Oh, uite-te la tine! Oh, bună dimineața! De ce arăți așa? Te-ai îmbrăcat pentru o petrecere în pijamale? Ce faci? Ok, ok. Acum o să se schimbe. E mai bine acum? E mult mai bine. Dar un up la test nu e o notă bună. Siu, ai făcut o treabă excelentă, ca de obicei. Dar asta nu e tot. Te invit la competiția Miss Colegiu. Vei câștiga! Mult noroc! Tare! Am o invitație și pentru tine. Nu, mulțumesc.
Vei avea activități extrașcolare. Sper că după ele poți să te descurci la test. Vi nu are o zi bună. Toată familia ia prânzul. Am fost invitată la Miss Colegiu. Ce tare! Mama nu are nicio îndoială că Siu va câștiga coroana. Bravo! Ce crede cealaltă jumătate a familiei? Vivi visează că Siu pierde chiar și competiția Miss Loser. Și Johnny e sigur că e mai cool decât Capitan America. El e de neînvins! La 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 la! Oh! Ups! Mamă, calmează-te, o să curățăm! Oh, a fost jenant! Uite, aici suntem eu și tati! Am fost Miss și Mister Colegiu! Nemaipomenit! Ne vom face machiaj și coafuri cool! O să alegem cea mai bună ținută și o să impresionăm pe toată lumea cu talentul tău! Ei bine, ce o să fac eu? Ce interesant! Să nu faci nimic și să nu stai în cale? Încetați să mai vorbiți! E timpul pentru acțiune! Johnny nu se dă bătut atât de ușor! Hei, Vivi, o să participăm în această competiție! Tati este sigur de victorie! Va fi un spectacol! Oh, atenție! Nu, asta nu! Oh, ce frumos! Nu, 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 poate asta? Nu! Wow! Da, da, este perfectă! Dar ceva îi lipsește! Trebuie să aleagă pantofii! Aceștia sunt cei mai buni! Vivi a decis să schimbe designul rochiei lui Siu. E oribil! Dragă, nu plânge! Cartea mea de credit nu va ajuta la asta! Oh, Vivi se simte plictisită! Cumpărăturile online mereu sunt bune! Există atât de multe opțiuni! Pe care o alege? Poate asta? Oh, Johnny a devenit model! Minunat! Ce faci? Ce ținută grozavă, tati! Lasă gluma, dă-mi încoace! Johnny și-a revenit la starea lui normală. Nu mai face asta! Se pare că Vivi a ales o ținută. Înțeles! Și acești pantofi de asemenea? Oh, bine! Are nevoie de o geantă! Wow, Vivi a decis să cumpere toate lucrurile din lume! Sărmanul Johnny a falimentat! Oh, nu! Mulțumesc, ești cel mai bun tătic din lume! Mama știe să aranjeze un păr cool pentru concurs! Puțin efort și Siu va străluci! Grozav! Foarte frumoasă! Ce părere aveți de aceste accesorii elegante? Wow, cât de colorate! Ei bine, ei bine, ei bine, se pare că cineva a venit să fure câteva idei. Agentul secret Johnny Bond. Bu! M-ai speriat! Oh, cât de drăguț! Hei, uitați-vă! O întorsătură! E mai bine să nu acordăm atenție haterilor. Johnny nu mai are niciun ban. Și Vivi își alege o coafură. Cea mai scumpă dintre toate. Ești nebună! Bani! Tati! O să-ți fac eu coafura. Mă întreb pentru ce sunt aceste lucruri.
Ok, dar mai întâi exersează pe ea. Idee excelentă! Ok. Gata! Coafura aceasta arată minunat! Tatăl a făcut o treabă grozavă, dar e mai bine pentru Vi să poarte o pălărie. Ei au nevoie de o altă soluție la problema lor. Bună! Am nevoie de ajutorul vostru! Salutați-l pe Rick și Morty, cei mai faimoși stiliști din Trum Univers! Hai să începem! Nu, nu, nu faceți asta! Sunt profesioniști foarte periculoși. Dar ce este asta? Ha-ha, ei au idei dintr-o carte pentru câini! Uitați-vă la acești groomeri! Cel mai important lucru este ca părul lui Vivi să fie în siguranță. Vă salutăm la concursul Miss Collegiu! Salutați-o pe Sue și pe mama ei, Rachel! Și aici sunt Vivi și tatăl ei, Johnny! Cineva este sigur de victoria ei, iar cineva este un pic îngrijorată. Lupta lor va fi legendară! Să începem! Frumoasa Sue merge mai cool decât Gigi Hadid! Wow! Acesta este un 10! Acum este timpul lui Vivi! Oh, nu intrați în panică! Steaua a căzut! Ai avut ocazia să-ți pui o dorință? Ea a primit de asemenea cel mai mare scor! Sue este cea mai bună în competiția de talent! Ea dansează ca o zeiță! Audiența o iubește! Este fantastic! Un alt 10! Bravo! Și ce va arăta Vivi? Un truc extrem! Johnny, ține-te bine! Ups, ceva nu a mers bine! Dar juriului îi place spectacolul ei! Ți-a plăcut? Comentează mai jos! Ei bine, ce-ar trebui să facă? Este egalitate! Începem o competiție intelectuală! Folosirea Google, telefoanelor și a foițelor de copiat nu este permisă! Sue are o șansă să câștige! Nu va fi ușor pentru fete! Mama crede în Sue, iar Johnny a decis să o ajute puțin pe Vivi! Nu, nu asta! Ce face Johnny? Vivi nu asta degeaba nici ea! Sunt atât de șireți! Gazda strictă se asigură că nimeni nu copiază! Una dintre gemene caută răspunsurile în buzunare, iar cealaltă în capul ei. Da, știu! Excelent! Okay. Hei, pe cine sună? Oh, nu, tatăl a denunțat-o pe Sue! Acum toată lumea o să creadă că ea caută răspunsuri pe telefonul ei. Acesta nu e al meu! Am văzut totul, ai încălcat regulile! Uimitor! Și ce e acolo? Sunteți nebuni? Una a dus telefonul și cealaltă a primit fițuici! E o competiție! E păcat că s-a întâmplat așa! Da, hai să ieșim de aici! Competiția s-a încheiat și nimeni nu a câștigat! Dar surorile au devenit prietene! E atât de tare! Și aici sunt părinții. Fetele sunt încă supărate pe ei pentru ce s-a întâmplat. Fetelor, iertați-ne! Avem ceva pentru voi! Voi vă dați întotdeauna bătuți primii? Ce ne puteți spuneți ca să vă justificați comportamentul? Cuvintele sunt inutile! Mai bine facem o fotografie de familie! Iată pe Sim! Bună dimineața, soră! Și aceasta este sora ei, geamănă Vivi. Urăște să se trezească de vreme. Un minut de exercițiu și Sue își aranjează patul. Gata! Între timp, sora ei face și ea sport, joacă slipperball.
aruncare excelentă! Plimbare în pijamale toată ziua? Nu, așa e mai bine! Dar ce face Vivi? Privire plină de foc! Siu este fan BTS și învață toate cântecele pe de rost! Dar sora ei iubește Blackpink! Wow, Dwayne Johnson face parte din Blink! E timpul să ne întindem puțin! Și iată-l pe tati! Vrea să se joace, dar este un pic confuz. Ești Vivi? Serios, eu sunt Vivi! Uitați-vă la asta, sărmanul Bob, emoția scrisă pe fața lui. Ați prins! Dar tatăl are o altă idee. El știe că doar una dintre surori este o jucătoare cool de basket. Cine prinde pasul este Vivi. Gata, perfect! Bob a găsit un partener de basket. Draga mea, de ce plângi? Mama, tata m-a lovit cu mingea! Mă doare! Se pare că cineva va avea probleme acum. Deci tu o să fii ținta și tu arunci! Prind-o! Bob a fost bombardat cu adevărat! Acum va ține minte mult timp că mingile pot fi aruncate doar în coș. Așa că John Wiles a demonstrat teorema lui Fermat. Oh! A demonstrat teorema. Hei! Trezește-te! Scrie-o și așează-te drept! Răbdarea profesorului a cedat. Este timpul pentru testul de cunoștințe. Ei bine, cine știe cât va fi în ecuație? Wow, câte opțiuni! 1, 2, 3, 4... Profesorul e un prost și Vivi era confuză. Ce coșmar! Hei, știi răspunsul corect? Scrie-l în comentarii! Trecem de la ecuații la test! Oh, este ușor! Va fi dificil pentru sora ei geamănă fără telefon? Decide! Domnule Rick, pot să ies pe un minut? Ok, poți să mergi! Mulțumesc! Hei, unde mergi? Nu te poți ascunde de un test după colț! Ce faci aici? Dar testul? Ce? Wow! Vivi a convins-o pe sora ei să schimbe locurile. Siu va rezolva sarcinile pentru ea și nimeni nu va observa înlocuirea? Sau va observa? Profesorul Rick este și el pregătit. Uitați-vă ce carte tare cu BTS! Super! Și eu am o carte mare BTS! Sunt atât de multe lucruri interesante! Mi-a plăcut în special momentul când... escrocheria este dezvăluită! Siu a fost prinsă cu BTS! Și și-a dezamăgit sora! Ușor de suportat! Și domnul Rick este cu adevărat glumeț. Surorile se uită la TikTok. Ups, ghinion! Da, Vi știe cum să o susțină. Oh, iPhone-ul meu! Zdrobit în bucăți! Nu este o problemă. Acum tatăl o să remedieze totul. Te rog să funcționeze! Promit că voi fi de un milion de ori mai atentă! Ei bine, e ca și nou! Ești nebun? Ce e asta? Vivi a apreciat realizarea manuală. Și cum să te uiți la ecran?
Dragul meu, până nu vede noul telefon, nu o să-i vezi zâmbetul. Repede la magazin! Wow, Siu are un iPad, dar Soraya vrea și ea unul. Dar mai întâi trebuie să spargă vechiul smartphone. Tati, uite la asta, a căzut! Te rog, cumpărăm unul nou! Wow, se pare că planul a funcționat! Acum surorile au gadgeturi, iar Bob este falit. Scumpul meu, uite la asta! Mama a vrut și ea să fie la modă! Ce întorsătură! Uf! Asta înseamnă să ai noroc! Gemenele au decis să-și actualizeze garderoba. Rămâne doar să-l convingă pe tati. Siu vrea o țintă de prințesă, iar Vivi să devină o vrăjitoare. Ok, ok, o să cumpăr ochii. Wow, se pare că Bob nu poate repara doar iPhone-uri. Nu ați uitat că Bob este omul care știe totul? Fetelor, veniți aici, costumele voastre! Munca de design era... excelentă! A ieșit foarte frumos! Stop! Care dintre voi este care? Unde este Vivi și unde este Siu? Scrieți în comentarii! Ei bine, asta e! Toată lumea a plecat! Deci, ce e aici? Vivi nu poate găsi o ținută. Nu-i place nimic. De ce să nu împrumute de la sora ei? Hei, de fapt este a mea! Jur, dacă o porți! Oh, uite, sunt atât de drăguță! Ei bine, Siu își va schimba și ea aspectul. Și cine le va destinge acum? M-am săturat de tine! Bla, bla, bla! De fapt, eu sunt Siu! Ce? Eu nu sunt Vivi! Nu sunt ea! Este bine că tatăl lor are o idee. Și mama crede că știe cine e cine. Ziua în familie începe. Încă o buclă. O, oh, Doamne, ce s-a întâmplat? Liniște, liniște! Hai, prinde mingea! Jucătoarea de fotbal Siu nu prea se pricepe. Hei, ce s-a întâmplat cu tine? Vivi nu a reușit să domolească mixerul. Și dacă n-ar fi fost pentru Siu, tatăl nu ar fi câștigat niciodată la arm wrestling. Da, nu o prăjitură, ci cărbune. Nu e nimic, nu te supăra. Bob susține echipa Lakers și urechile lui Siu dor de la țipetele lui. A fost o zi groaznică, într-adevăr. Aș fi putut fi bătută de mixer. Și mă doare brațul. Schimbăm hainele? Da! Nu ne mai jucăm de-a schimbatul. De acord. Acesta este Jamie, crush-ul principal din colegiu. Și el a decis să se apropie de cea mai îndrăzneață. Apoi ne vom întâlni după școală? Oh. O să-ți spun! Ce? Da, sunt fan Blackpink! Oh, nu, nu, nu este subiectul meu! Exact de cine avea nevoie! Hei, nu pleca! Și ție îți place de BTS? Da, sunt uimitori! S-au găsit unul pe altul. Mergem la o cafenea? Vivi a rămas singură.
dar nu pentru mult timp. Până la urmă, fiecare are sufletul pereche.